Focuri de armă în toiul nopții pe autostrada Pitești-București. După o urmărire ca în filme, polițiștii au reușit să prindă doi hoți care au tăiat rezervorul unui tir parcat și au furat mai bine de 100 de litri de motorină. Se pare că aceștia ar fi profitat de faptul că șoferul autocamionului era băut, hoții au fost duși la audieri, iar anchetatorii bănuiesc că indivizii acționau în bandă. Hoții de combustibil au fost surprinși de mai mulți șoferi chiar în timp ce dădeau târcoale unor tiruri parcate pe autostrada Pitești-București. Deși inițial nu au furat nimic, s-au întors câteva ore mai târziu. Planul lor a fost dat peste cap după ce polițiștii au fost alertați. A dat roată la două mașini din Bulgaria. Au plecat, au mai venit odată. Au dat târcoale iar, au plecat. A anticipat la ei că vrea atunci să spargă rezervorul. Când au venit, iar i-am lăsat în pace. Am dat telefonul 112. Ei s-au apucat de treabă. Până la sosirea oamenilor legii, martorii au încercat să-i blocheze. Barajul a pornit mașina, am dat cu spatele, a blocat colegul și după aia ne-am dus la ei. Speriați, indivizii au ieșit cu mașina pe contrasens, unde s-au întâlnit cu polițiștii. A urmat apoi o cursă nebună cu focuri de armă. Patru gloanțe au tras agenții ca să-i prindă. Dacă vreți, aici ar trebui să ne lovi proiectil. Faceți una mai clar. Doi bărbați au fost duși la audieri. Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz și bănuiesc că cei doi hoți ar fi avut complici.